Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă propun să vorbim în continuare despre Marșul pentru Autostradă, acest eveniment atât de amplu care a avut loc sâmbătă. De asta dată vorbim cu domnul Cătălin Urtoi, care este reprezentant al Asociației Civice Împreună pentru 8. Bine ați venit la emisiunea Vocile Iașului. Bine v-am găsit. Ați venit la noi cu unul din materialele pe care cu siguranță le-ați folosit la Marș, Echitate pentru Moldova, Împreună pentru 8. Ați mers... Și A7. Și A7, exact, pentru ambele a fost acest protest organizat sâmbătă pentru ambele autostrăzi. Spuneam că este un eveniment, a fost un eveniment foarte amplu și de aceea este important să alocăm mai mult spațiu și mai mult, să urmărim mai multe detalii legate de ce s-a întâmplat sâmbătă, eventual de urmările, să comentăm puțin ceea ce a urmat după acest marș, pentru că a fost o vizită în Bacău a Comisarului European Corina Crețu împreună cu premierul Viorica Dăncilă. Acolo au fost câteva declarații foarte interesante în acest context legat de protestul pentru marșul Împreună pentru Autostradă, pentru cele două autostrăzi, la care au participat câteva sute de mașini, marș motorizat, s-a ajuns până în București. Vreau să vă întreb un lucru de la început, pentru că sâmbătă s-a discutat mai mult despre acele negocieri purtate împreună cu autoritățile, reprezentanții autorităților din București. Care a fost dialogul dumneavoastră al organizatorilor cu jandarmii, poliția și așa mai departe? Pentru că, cu siguranță, astfel de evenimente se anunță, ei știau că veniți. De ce s-a ajuns la aceste negocieri, renegocieri și așa mai departe? Da. Noi de la început am anunțat, am fost foarte deschiși de la început, cu două săptămâni înainte de a începe evenimentul, de a porni în acest marș, am anunțat toate autoritățile la nivel central, respectiv Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Poliția Locală. Am trimis un document prin care informam Primăria Generală a Capitalei că solicităm accesul în București cu un grup numeros de automobile. Din păcate, unii au înțeles și unii nu. Cert este că la nivel de Moldova, de localitățile din Moldova, municipiile din Moldova, respectiv Suceava, Botoșani, Târgu Neamț, Iași, aici avem o paranteză de făcut la Iași, Vaslui, Bârlad, Tecuci, unde chiar am blocat strada principală spre Gara de Nord pentru câteva minute, am oprit circulația pentru că acolo ne-am reunit cu cei de la Brăila Galați și am făcut o poză și lumea ne aplauda, tirurile care erau în acel moment în trafic au claxonat, deci oamenii au înțeles mesajul. Poliția a fost foarte ok, n-a intervenit. Noi le-am explicat că stăm două minute pentru poză și atât. La Bacău, iarăși, a fost un moment interesant. La Roman, iarăși, când s-au reunit cei care veneau din nord cu tirurile și cu cealaltă coloană noastră de la Iași. Deci, ca să revin, până la Focșani, totul a decurs normal. La Tișița n-am blocat intersecția, deși unii s-ar fi așteptat la acest lucru. Nu, noi am zis mergem civilizat, mergem la București, mergem să ne exprimăm o doleanță, mergem să exprimăm o dorință a populației din Moldova de investit, pentru aceste două investiții. Deci ca să revin la Tișița, a fost iarăși un moment în care cele trei coloane, venea coloana dinspre, primii am ajuns noi cei dinspre Vaslui, Tecuci, apoi a venit pe partea cealaltă coloana dinspre Bacău și o mică coloană de 10-15 mașini dinspre Focșani. Noi am discutat înainte, nu vă ascund, ne-am organizat și le-am spus fiecare coloană se va opri înainte de intersecția sensului, înainte de sensul pentru giratoriu. Pentru a nu bloca drumul european. Pentru a nu bloca drumul. Nu am avut aceste intenții nicio clipă. A fost protest, dar n-am avut intenția să blocăm. Recunoaștem în același timp că s-a creat un disconfort, dar acest disconfort a fost trecător, a fost foarte rapid. Deci nu, mai ales că noi am încercat să circulăm cât mai mult pe dreapta și cu o viteză cât, în așa fel încât să putem fi depășiți de cei care nu aveau treabă cu marșul nostru. La Tișița a fost un eveniment în mijlocul intersecției pe acel scoar,
unde acolo s-a citit și memorandul pe care cu câteva zile înainte îl trimisesem autorităților. Noi am zis chiar acolo, a fost așa o chestie mai interesantă, că i-am zis o proclamație de la Tișița, noi considerând că acolo fiind o intersecție importantă pentru Moldova. Practic de acolo se despart cele două trasee importante către nordul Moldovei și estul Moldovei. Da, deci am anunțat toate autoritățile, le-am trimis inclusiv planul nostru. Deci a fost foarte amănunțit, un plan elaborat, trimis către minister, trimis către poliție, către jandarmerie, în care le explicam ce vom face, cam câți vom fi. Recunosc că noi am aproximat un număr de 1000 de mașini la Tișița, n-au fost 1000. Dar asta nici nu mai contează, pentru că au fost câteva sute de mașini, oricum a însemnat... Aici a contat foarte mult vizibilitatea, poate mai puțin decât numărul, de aceea... Așa este. Acum, cum să vă spunem, noi nici n-am dorit, am anunțat pe toată lumea că nu vrem să politizăm evenimentul. Poate dacă politizam evenimentul, am fi depășit mia, probabil. Dar noi n-am vrut să politizăm evenimentul și am rugat cei care din partide, cei care sunt reprezentați ai partidelor, doresc să se alăture acestui marș, pot veni, dar fără semne de partid. Singura condiție. Cu o singură condiție. Să nu aibă semne de partid, să nu politizăm acest eveniment. Lucru care a fost respectat. Unii au venit, unii n-au venit deloc. Deci a fost o chestie în regulă. Respectată. Dar totuși, respectată. Cei de la... Din sud, din capitală, de ce au reacționat altfel dacă știau ce se întâmplă? Nu știu, mai ales că... Și trebuie care să... este miza acestui proiect? Eu vreau să vă spun că pe tot parcursul, gândiți-vă că până la Focșani noi parcursesem în jur de cei care ne-au de la Suceava deja, parcursesem peste 300 de kilometri, noi de la Iași în jur de 200, nu? Ei știau numărul nostru și pe o parte și pe alta, știau cum ne-am comportat, știau, pentru că eu nu vă ascund, și eu și celălalt coleg și colegi la Moldova Vrea Autostradă informau permanent, erau sunați de șefii ai jandarmeriilor din teritoriu și eram întrebați cât suntem cu aproximație, unde ne oprim, ce vom face în continuare și fiecare ne prelua chiar și prin aceste telefoane, în afară de mașinile care au fost pe traseu. Deci ei au fost informați punctual, transparent de către noi. Nu, noi nu am zis una și ei trebuiau să afle controlându-ne. Nu, noi chiar le-am zis primii. Eram care anunțam, uite, am intrat în județul Cutare. Cea mai mare, așa o ne-am simțit, vă spun sincer, neplăcut, impresionat, la Focșani. Acolo a fost primul moment în care noi nici nu aveam intenția să intrăm în Focșani, vă spun sincer. Noi vroiam să mergem pe centură, așa era dat inclusiv programul lor. Vom intra pe centură, pentru că centura era mai vizibilă pentru marșul nostru. Unde anume Focșani? Ați circulat? Pentru că deci de la Tișița am ajuns la intersecția unde în față mergi spre oraș, spre centru și la stânga o e pe centură, pe lângă acele supermarketuri, mall-uri. Iar la intersecție, chiar la intrarea în Focșani, o mașină a trupelor speciale cu mascați pur și simplu ne bara drumul. Acum nu știu ce ar fi vrut ei, că noi chiar ne-am gândit, noi n-am vrut să pierdem timpul, că puteam până la urmă, ne opream și le spuneam frumos, oameni buni, noi trebuie să trecem, e orașul, face parte acest oraș din România, noi suntem români, nu văd de ce nu ne-ar fi lăsat să trecem, dar și o tentativă așa a fost la vedere. Chiar ca să nu erau români și erau exact, cu actele în regulă. Cu actele în regulă nu văd de ce nu puteam intra în Focșani. Dar a fost o acțiune, s-a văzut clar, o acțiune de intimidare, s-a văzut asta, pentru că până la urmă puteau frumos să bareze intrarea în oraș cu o mașină a poliției rutiere, care ne puteau explica, nu se poate intra în oraș, iar acești oameni puteau să stea undeva mai puțin la vedere, nu, și să fie intervenit dacă lucrurile degenerau. Ei nu, ei au fost, din prima au zis, domnule, nu, e clar, s-a văzut clar o intimidare a noastră. Drept dovadă că, să știți, mulți dintre cei care au pornit spre București au renunțat. Pentru că și-au renunțat nu la Focșani, ci la Buzău. Pentru că la Buzău, imediat după podul de la Mărăcineni, unde recunoaștem că ni s-a dat voie să trecem foarte repede, adică nu s-a ținut cont de acel stop, semaforul de acolo, deși noi până atunci am respectat toate semafoarele, chiar dacă eram în coloană destul de mare. Și după ce am trecut podul imediat, noi am vrut să intrăm în oraș. Am vrut prin Bruzău să trecem prin oraș. Pentru că până la urmă vroiam ca să transmitem mesajul populației, că cel mai important lucru pentru noi era ca populația să știe de fapt ce ne dorim. Ei, acolo a fost iarăși aceste trupe speciale, iarăși ni s-a barat drumul.
Chiar eu fiind în față, am oprit câteva secunde și mi s-a făcut un semn foarte ferm să o luăm pe centură. Ok, am luat-o pe centură. Și în acel moment vreau să vă spun că deja eram sunat de parteneri la marș care ne-au spus că renunță. Am avut chiar oameni cu copii care s-au alăturat marșului. Ei vreau să ajungă și la să rămână în București pentru noaptea muzeelor. Și au zis, uite, e binevenit, dacă tot cheltui niște bani, merg și susțin și marșul și rămân și cu familia la noaptea muzeilor. Ei, din păcate, unii să știți că au renunțat la Buzău, pentru că a fost foarte... intimidărilor. Din cauza intimidărilor. A fost o intimidare, exact, exact. Și oamenii au zis, domnule, dacă se întâmplă ce se întâmplă în Focșani, în Buzău, vă dați seama că în București nu avem nicio șansă. Alții, în schimb, care nu ar fi dorit să meargă până la București, s-au ambiționat, au fost câțiva care au zis, gata, mergem la București. Reacții diferite. Reacții diferite, da. Reacții diferite. Și cam asta a fost până la București. La București, noi văzând ce se întâmplă și am zis, domnule, să fim prevăzători, că sigur se va întâmpla ceva și acolo, am zis să ne regrupăm în pădurea înaintea Bucureștiului, numită Pădure, cu problemele. La Sinești. La Sinești, da. Începuse și ploaia, acolo am oprit, am ajuns, ne-am numărat, eram deja 100 de mașini am ajuns și știam sigur că cele 100 de mașini vom intra în București fără probleme. Acolo au venit la noi jandarmi, au vorbit cu noi, ce aveți de gând, uitați asta, le-am explicat ce avem de gând, le-am explicat că vrem să ajungem în Piața Guvernului, nu vrem să blocăm Piața Guvernului, dar vrem să trecem prin Piața Guvernului, vrem să avem vizibilitate, vrem să ne vadă guvernanții prin... Nu sunt, știam că nu vor fi, dar măcar prin transmisiunile televiziunilor naționale și internaționale. Pentru că știam că vor fi acolo, știam că ne așteaptă televiziunile și vroiam să transmitem mesajul foarte clar. Au înțeles, ne-au zis ok, aveți liber. Noi am prevăzut că vor mai interveni ceva probleme, am discutat cu fiecare să ne păstrăm calmul, să mergem încolonați. Și am hotărât să mergem cu 30 la oră din acel moment. Până atunci n-am respect. Până atunci s-a mers cu 50, cu 60, adică s-a mers destul de repede. Oamenii au înțeles, le-am spus la fiecare, luați-vă mașina din față și țineți-vă minte unde sunteți ca să nu fim separați, mașina din față, mașina din spate. Și vreau să vă spun că am ajuns la intrare în București, chiar ne-a sunat, pe colegul meu l-a sunat de data aceasta, ajunctul, am înțeles ulterior că e ajunctul șefului poliției rutiere al Capitalei și a zis că vrea să intrăm în București, ne lasă să intrăm în București, dar vrea să discute cu noi pe podul de la Colentina. Ok, am oprit pe podul de la Colentina, pe la o bandă, la intrarea în București, la intrare, chiar la intrarea în București, chiar înainte de semn. Au venit jandarmi, a venit acest domn și au început discuțiile. Domnule, nu puteți ajunge la guvern, domnule, nu mai este un eveniment, nu ați avut, nu aveți aprobare. În fine, au început negocierile. Și am zis, noi nu plecăm de aici până nu ajungem la guvern. În final au decis, gata, mergeți la guvern, ce vreți să faci? I-am spus, vrem să facem rondul. Unii au zis de 3 ori, de 2 ori, o dată. După care să parcăm undeva în lateral, civilizat și să revenim în Piața Guvernului cu mesajele. Pe jos cu mesajele noastre, în acel rond, în acea zonă protejată de garduri, unde sunt în ultimul timp toate manifestările străzii. A înțeles omul și din momentul acela am fost imediat încercuit, să zic așa, de motocicliști, de dubițele jandarmeriei. În față chiar a fost unde ni s-a spus că de-aia revin la Iași, unde ni s-a spus că nu vă asigurăm antemergător, în București, în capitală, ni s-a asigurat antemergător. Doar că din lucrurile astea bune s-a ajuns și la lucruri mai puțin bune. Pentru că erau scopuri diferite, probabil. Erau scopuri în diferite. În aceste județe scopul era să vă îngreuneze circulația, să ajungeți cât mai greu la București, iar la București scopul exact, era probabil să exact, scape cât să mai scape repede de noi, de dumneavoastră. Să scape de noi. Ei, aici am să revin la Iași. Și este, noi o să am discutat, avem în această după amiază o ședință, cele două asociații și vom lua o decizie, pentru că vom transmite un comunicat, deoarece noi nu putem lăsa lucrurile așa. Adică am mers dimineață la în jurul orei 10, cu o zi înaintea marșului, la șeful poliției rutiere pe municipiu, un om deosebit, ne-a primit, am discutat civilizat cu dânsul în biroul dumnealui, i-am explicat ce avem de gând și ce dorim. Omul a făcut un proiect de cum să ieșim din oraș pe cele două, am trasat clar pe unde să mergem, am gândit evenimentul și să ne asigure într-adevăr securitatea, după care
la aproximativ o oră, oră și jumătate, noi am lăsat o mapă și la județ, în aceeași clădire, undeva mai sus. Domnul șeful poliției rutiere la județ nu era și după o oră, oră și ceva, colegul meu a fost sunat și i s-a spus, i s-a transmis că nu vor asigura niciun fel de protecție, niciun fel de... Nu, veți merge normal cum se poate merge, așa cum aveți, e treaba dumneavoastră. Respectați orele, respectați regulile circulație. Și... Mi s-a părut așa un discurs total diferit față de cel de la municipiu cu cel de la județ. Adică... Acum, dacă îl lăudați pe cel de la municipiu, s-ar putea să-i creați probleme. Nu. Deci eu zic că probabil ambii au acționat profesionist, așa cum știu, pe baza unor, cum a gândit fiecare. Dar eu sunt convins că nici cel de la județ nu și-ar fi dorit lucrul ăsta. Eu sunt convins că a fost doar un telefon primit de mai sus pe linie politică, părerea mea. Pentru că eu știu că poliția e profesionistă și nu cred că ar fi gândit din punct de vedere al profesionistului în felul acesta. Adică ăsta ar fi singurul antecedent, singurul lucru care să spun circumstanță, singura circumstanță atenuantă care o putem acorda că ar fi primit din punct de vedere politic. Acum, după acest marș, au fost două tipuri de abordări. Sigur, cea mai amplă a fost aceea că a fost un succes. V-ați făcut cunoscut mesajul, protestul de aceea a fost un succes și intervenția forțelor de ordine din București care au încercat să vă fragmenteze și să nu vă lase să intrați în Piața Victoriei, practic a potențat acest mesaj, a ajuns mai ușor mesajul la ceilalți. Pe de altă parte, se poate interpreta și așa, că s-a întâmplat acest lucru până la urmă, protestul nu a intrat într-un dialog cu autoritățile centrale, guvernul, ministerul, CNAIR, astfel încât să aibă un efect cât de cât probabil. Dumneavoastră, cum vedeți? Noi am trimis un memorandum joi. Ambele asociații am realizat un memorandum în 5 puncte. Dacă vreți, vi le și spun pe scurt, care sunt cele puncte. Repetăm. Care am fi așteptat un răspuns. Noi încă l-așteptăm răspunsul, pentru că conform legislației, în 30 de zile putem primi acest răspuns. De la premier, de la... Acest memorandum este trimis către Ministerul Transporturilor și CNAIR, dar în primul rând Ministerul Transporturilor. Premierul poate să se asume politic acest lucru, dar eu zic că din punct de vedere tehnic, din punct de vedere strict al investiției, al Ministerul Transporturilor trebuie să ia o decizie, împreună, bineînțeles, cu Guvernul României. Noi încă mai așteptăm. Trebuie să ia împreună, pentru că până la urmă decizia se ia în baza unei voințe politice. Absolut. Și voința politică impune, să-i spunem... Păi, apropo de voința politică, vreau să vă spun că avem un punct la memorandum, punctul 3, în care solicităm guvernului asumarea politică a celor două autostrăzi, a 7 și a 8. Și eu revin. Această asumare politică o regăsim în programul de guvernare al partidului PSD. Știm, programele deci de guvernare sunt scrise... Deci, odată îl găsim, da, dar... Să ne readucem aminte că Onor, președintele acestui partid, spunea foarte clar că acest program de guvernare este Biblia lor. Cu acest program ei vor merge până la capăt. Va fi respectat întocmai. Întocmai, exact. Ei, atâta timp cât tu ți l-ai asumat politic pentru un program de guvernare, tu ai guvernul, e al tău. De ce guvernul nu recunoaște în acest moment? Deci guvernul nu și asumă în acest moment aceste două investiții, încă. Noi atâta dorim. Ce ați spus, ce ați promis, asumați-vă-le pe partea asaltă din punct de vedere guvernamental. Ăsta e unul din punct. Deci e un punct care de fapt e al lor. Noi l-am preluat și l-am pus în acest memorandum. După aia am cerut termene clare de asumare pentru proiectarea și reluarea studiului de fezabilitate pe autostrada A8 de la Iași până la Târgu Mureș, care știm că în acest moment e blocat. Și am cerut reluarea acestui licitațiilor. Suntem în punctul zero, practic. Exact. Din păcate, după o muncă de 11 ani, tot datorită lor, că până la urmă politicienii, noi până acum știți foarte bine, noi ne-am văzut de treburile noastre, dar tot ei, 11 ani, au plătit oameni, au depus o muncă, pentru că s-a depus totuși o muncă, și deodată, uitați, în 2018 vine cineva și zice, nu ne mai trebuie. Am mai cerut acolo
că iarăși e foarte important pentru A7. Am cerut să nu mai fie, să fie considerat drum expres, ci să treacă, să fie clar din prima fază autostradă, pentru că oricum se cheltuiesc niște bani și e păcat de costurile care se fac în acest moment. Avem după aia, am cerut o eficientizare la un alt punct, punctul 4, a CNIR. Am cerut să se creeze posibilitatea ca să se aducă specialiști, pentru că foarte important este de spus, noi la acest moment nu reușim să dăm înainte cu aceste proiecte și în general cu proiectele de autostradă din România, pentru că nu avem oameni, nu avem specialiști care gestionează corect aceste proiecte. Noi în momentul de față nu atragem fonduri europene pentru că nu sunt acești specialiști care să facă proiectele, care să le punem pe masă Comisiei Europene. Pentru că am ajuns la acest subiect, declarația Comisarului European de ieri a fost foarte limpede. Guvernul trebuie să ne ceară, să vină cu aceste proiecte mari de infrastructură, să ne ceară bani pentru că îi avem, îi putem da. Dar nu sunt. Sunt 4 mari proiecte mari și late și niciunul dintre acestea 4 nu include Moldova. Vedeți, dumneavoastră, Comisarul European are două discursuri. Avea un discurs în septembrie anul trecut și ținem să amintim, cine urmărește ieșirile guvernului în fața presei, dacă își aduce aminte, anul trecut, prin luna septembrie, domnul Tudose aduna primarii, președinții Consiliului Județene la într-o ședință extraordinară a Guvernului României cu doamna Corina Crețu, Corina Crețu, exact. Alături de dumnealui și lăudau atragerea de fonduri. Lăudau acele sume care au venit de la Comisia Europeană, erau vreo 600 sau 800 de milioane de euro, nu mai știu, și lăuda. Spunea, uite cum am reușit noi, uite câți bani au atras de la Uniunea Europeană. Lucru care, de fapt, acei bani, am spus-o și o repet și acum, erau niște bani care veneau de la Comisia Europeană pe proiectele din 2007-2013. Trebuie să reținem acest aspect. Vis-a-vis de 2014-2020, din păcate, nu s-a făcut nimic. Dar doamna Corina Crețu atunci nu a spus lucrul acesta. Nu spunea. Spunea că totul e ok, suntem mulțumiți, felicităm guvernul Tudose, felicităm Consiliile Județene. E extraordinar. Astăzi, când s-a anunțat deja, după cum știți ieri, că pe 23-24 vor fi alegeri europarlamentare, iată că doamna Corina Crețu schimbă discursul la câte luni? Nici 7 luni, 8 luni, schimbă discursul și spune, aveți grijă. Voi degeaba, uite, societatea civilă vrea autostradă, dar voi nu mi-ați adus mie niciun proiect. Moldova n-a solicitat nimic până acum. De ce n-a spus asta atunci? Erau președinții Consiliului Județene prezenți, erau autorități locale prezente, era în Guvernul României. De ce nu a spus? Mai mult de atâta, 4 ani de zile, 5 ani cât a fost doamna acolo, se știau de aceste fonduri, se știa de aceste fonduri pe POIM. Practic noi vorbim acum de fondurile europene pentru perioada exercițiu financiar 2014-2020. Exact. Nu vă reamintesc că pe site-ul CNIR, dacă intrați astăzi, o să regăsiți informații total diferite. Una apare pe site-ul CNIR unde se vede clar că e blocat. Una dispune doamna Corina Crețu, alta spune un vicepremier și alta spune masterplanul general. Care masterplanul general, dacă ne uităm la definiția lui, spune foarte clar că este documentul de bază, exact, pentru guvernul României și toate guvernele în perioada 2014-2030. Pentru că ne apropiem de final. Ce urmează după acest marș? Scurt am să fiu. Foarte trebuie să ne uităm la masterplanul general, că ceea ce spune acum cineva că trebuie să înceapă autostrada Iași-Târgu Neamț, vă spun că masterplan general era prevăzut și Comisia Europeană știa acest lucru, să fie gata acest tronson până în 2020. Gata construit. Gata construit. Deci, concluzie, nu s-a făcut nimic, am fost păcăliți și mesajul este foarte clar la societății civile. Nu mai acceptăm să fim păcăliți. Veți mai organiza proteste, marșuri de protest? Urmează Bruxelles.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii. Așteptăm sigur și detalii despre ceea ce pregătiți în continuare. Vom mai discuta despre aceste acțiuni ale celor două asociații, dumneavoastră, Cătălin Urtoi, reprezentant împreună pentru Opt, și ceilalți de la Moldova Vrea Autostradă. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arond@digi24.ro, sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiasului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:30. Vă urez o seară cât mai bună!